domnilor consilieri. Pentru astăzi a fost convocată ședința de Consiliu Local. După semnăturile pe care le-am primit, sunt prezenți 15 consilieri din cei 15. Deci ședința este statutar constituită. Și declar deschise lucrările ședinței. Înainte de a intra în ordinea de zi, să propunem spre aprobare procesul verbal de la ședința din data de 31 ianuarie. Voturi pentru, vă rog. Avem abțineri, împotrivă. Deci, în unanimitate a fost aprobat procesul verbal. Ordinea de zi pentru ședința de astăzi inițială a fost să aprobăm bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024. Punem la vot ordinea de zi inițială. Voturi pentru. Voturi împotrivă. Avem abțineri. 15 voturi pentru. Așa. Suplimentarea ordinii de zi. La ședință de comisie am primit suplimentarea cu un nou proiect de hotărâri privind aprobarea proiectului management centralizat pentru implementarea instrumentului economic plătești pentru cât arunci în area de delegare a operatorilor SC Soma SRL. Ceva de pe la ADIS, nu? Sau da, sumă? Da. Sau nu pe la ADIS. Deci, ați luat cunoștință și dumneavoastră în cadrul comisiilor cu acest proiect și supunem spre aprobare cu suplimentare. Votul pentru, vă rog. Voturi împotrivă, abțineri. Cele 15 voturi pentru. Deci, unanimitate a fost aprobat și acest proiect, suplimentar. Trecem la primul proiect al ordinii de zi, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024. Ați primit aceste machete? Ați primit, da? Să dau citire proiectul. Păi nu, domnul consilier, ați primit proiectul de hotărâre de săptămâna trecută în forma, știți, despre care am vorbit, că nu o să fie forma finală, pentru că nu am avut sumere decât astăzi la ora 12, după ora 12. Și de aceea există unele modificări la sume și mai există, așa cum a zis și domnul consilier Țecaru, și la lista de investiții, că între timp am trecut acel pus de la, din zona Bazga, zona Călin, și de aceea este modificare și la planul de investiții, care, lista de investiții care face parte din, ca anexă la proiectul de hotărâre cu bugetul. Privind sumele, presupun că ați vorbit, nu presupun, sunt sigur că ați vorbit în ședințele de comisie. Domnul Budău este și președinte al Comisiei Buget Finanțe. Dacă e mai mult de întrebat, vă rugăm întrebați și cu ajutorul domnului Budău, care a participat și când am făcut bugetul și la în comisie, vă putem răspunde. Mulțumesc! Da, să vă dau citire proiectului de hotărâri, ca dumneavoastră să vă dați seama de cifre și conform anexei. Deci, proiectul de hotărâri la articolul 1. Se aprobă bugetul local al Comunii Hoce, județul Bacău pentru anul 2024 în sumă de 17.207.000 lei la partea de venituri și în sumă de 17.207.000 la partea de cheltuieli, conform anexii numărul 1, care face parte integrantă din prezentul proiect. Deci, ultima anexă asta care am primit-o. La articolul 2. Se aprobă lista de investiții pentru anul 2024, conform anexii 2, care face parte din... Ați primit și asta. Da? Articolul 3. Se aprobă încheierea exercițiului bugetar al anului 2023 cu un excedent în sumă de 1.158.018 lei, rezultând în urma diferenței dintre total venituri anul trecut, 13.801.533,73 lei și cheltuieli 12.643.515 lei, conform anexii numărul 3. Ați primit-o și pe asta. Deci anul trecut am obținut un excedent
de 1.158.018 lei, da? Articolul 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată viceprimarului cu atribuții de primar, compartimentul contabilitate financiar, instituții prefectului județul Bacău, precum și altor instituții interesate și va fi adusă la cunoștință publică conform legii. Președinte de ședință și secretar. Nu, care? A fost la proiect de hotărâre. Dacă aveți ceva, ne lămurim. Nu știu ce să zic. Că sunt foarte multe cifri. Precizam de la început că ceea ce ați primit acum cu modificările vor fi aprobate de câteva asta prin amendament la proiectul inițial, da? Păi de asta, domnul Budau, ar trebui să spuneți de amendamente ca să... Ce s-a modificat? Păi exact, să vină ca să aprobăm prin amendamente, că trebuie, că altfel vine... Față de ce s-a primit inițial, domnul Budau, să fie cât de clar se păi inițial, poate. Că dacă inițial, proiectul... Haideți, da, dacă inițial... Stați așa un pic. Deci prima dată am avut la parte de venituri 18.720.000 și la parte de cheltuieli 18.720.000. Astăzi am după primit, ce am primit sumele. După ce am primit sumele definitive de la Consiliul Județean, avem un buget, un proiect de buget la parte de venituri cu 17.207.000 și la parte de cheltuieli cu 17.207.000 lei. Ce modificări au intervenit? Sau mai diminuat sumele. Da. Deci la partea de venituri avem minus la 040204 sume defalcate din impostul venit de la Consiliul Județean, avem 0 lei. Și la anul trecut am avut 1.281.000. Deci anul ăsta nu ne mai dat niciun leu. 0 lei. Ce conține capitolul cu domnul? E 040204. Adică spune că 0402... A, îi sume defalcate din impostul pe venit la Consiliul Județean. Așa se traduce. Că eu v-am citit traducerea. Altă sumă care a primit-o în minus. 040205. Sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean. Noi am primit... mai puțin cu 234 de lei față de anul trecut, 794. De mii. De mii de lei. Pe total e cât? Pe urmă, la drumuri, la 11.0205, sume din TVA pentru drumuri, anul trecut am avut 483 și acum am primit 380, mai puțin cu 103. La venituri proprii, inițial, în prima machetă, am avut 1.275.000 lei. În a doua machetă, prin reevaluarea care s-a făcut față din casările de anul trecut, am ajuns la concluzia că trebuie să mai mărim puțin veniturile cu 105 lei. Și avem posibilitatea să le facem, că dacă anul trecut am făcut 1.275.000, anul ăsta facem 1.380.000. Deja la ora actuală avem cu un an încasă mai mult decât anul trecut la... Păi da, dar s-au mai indexat și impozitul și astea. Nu, da, e 13% și la ora actuală va fi o diferență de dacă aveam 2 ani. Dacă se accentuează pe lista de rămășiți și se măresc încasările, depășim venitul. Avem, da. În fiecare an avem la lista de rămășiți din casări. Și acum, acolo... impozitul pe venit odată și odată va trebui să vină, pentru că ea sunt bani cu care contribuie exact. Vărsat, adică nu vin acum, eu dar zic, vin. Eu zic că aici unde am primit minus 1.280.000, da, unde avem cu zero, aia trebuie să primim. Banii ăștia îi vom primi pe parcursul anului 2024, pentru că pe măsură ce Consiliul Județean încasează impozitul de venituri, de la persoane fizice, de la salarii, tot ce se impirează comunii Vorgești, ei sunt obligați, din cota care o încasează ei 45%, să ne dea și nouă partea când se cuvine, legea bugetului. Mă scuzați, ei trebuiau să ne trimită ce s-a colectat anul trecut, că asta,
Practic, anul trecut de asta mi-a dat, s-a colectat în 2020 și... Păi anul trecut s-a colectat și mi-a dat 1281 de lei. Da, știi și dumneavoastră anul trecut, că mi-a dat 1281. Și la sfârșit de an și au fost bani, toți ce am cheltuit din excedent, după aceea s-au pus înapoi încă mai mult. Și vedeți și suma a fost mai mare. Deci, asta există minusul ăsta, că ei încă n-au... Da, n-au calculat, n-au calculat cam cât o să ne dea anul ăsta, dar o să ne dea pe parcurs, probabil. Trebuie să-i dea, adică nu e... Dar trebuie să-i dea. Trebuie să-i dea, adică e garanție. Aici vom primi pentru că sunt sumele noastre. Sunt sumele celor din comună care au contribuit. Sigur, care au venit-o și societățile și salariații și toate astea care se dau cu unul, da? Nu ca o pedeapsă, că nu am primit. Deci nici într-un caz, iar sumele au fost mai mici și o să vedeți că la toate comunele așa. Probabil n-au avut timp să evidențiez cât vom face până la sfârșitul anului și pe parcursul ăsta. Bine, la cheltuiele acum, dacă veniturile au scăzut cu sumele astea care vi le-am prezentat eu și cheltuielile le-am diminuat la 17.207.000. Unde am modificat? De-am pus mai puțin. La stația de reîncărcare pentru vehicule electrice am diminuat cu 100 de mii de lei. Vreți să vă mai spun cât era și cât asta? Păi da, cum ar trebui asta? Au fost 120 și am lăsat 20. Deci, Simona, tu mă urmărești, îți rog, da? Dar nu am închis. Nu mai? Dar ce nu închid? Le urmărești și cam doi am făcut. Deci, la stația de reîncărcare pentru vehiculele electrice, deci noi prin SASM 120, am lăsat 120, am diminuat cu 100.000 de lei. La îmbunătățirea serviciului locale de bază prin achiziții de utilaje, avem suma de la FIR 80.000 și contribuția noastră pusă sunt 32.000 de lei. Acum am diminuat minus 32.000 de lei. Da? Pentru că am primit sume puține ca cu o finanțare de la Consiliul Județean. Ați văzut ce diferență am primit, minusul ăsta. Deci astea sunt cu finanțări pentru proiecte, dar pe parcurs le vom primi. Bun, trecem la următoarea. Am diminuat lucrări cadastrale, propusesc doamna primar să fac cu ortofotoplan, masă impozabilă, construcții... Da, ce au cerut și acutea de contul unde au fost, a cerut și dumne, ii pusese de la noi, de la buget, 400.000 de lei. Da. Și acum am dat jos 300.000 și am lăsat numai 100.000 de lei. Dacă vom primi bani, până la sfârșitul anului avem timp să facem. Dacă nu, la multe dintre ele, în afară de rectificare, la fel o să mergem din aici și când primim banii, îi punem înapoi. Ați văzut cum s-a întâmplat și anul trecut, că la sfârșitul anului am primit și s-au dus banii cât am cheltuit din excedent. Alții s-au dus înapoi, veniți tot de la Consiliul Județean. Alte diminuări avem la instalații de încălziri școala Horgești. Am avut 50. Am rămas cu 10, minus 40. Da. Pe urmă, la achiziții teren de sport la școala Sobodon, pusesem 20 și am dat jos 10, da? Bine că vă dați seama că 20 e o sumă infimă, exact cum am zis, iar banii care au fost pentru terenul de sport la școala Sobodon, știți foarte bine că s-au dus în excedent anul trecut, și acum se iau înapoi pentru lucrare, că lucrarea nici într-un caz nu ar fi fost 20.000. S-au pus sume doar efectiv ca să fie lucrările și au trebuit prins și o sumă de bani, dar acum că era 50.000, 5.000 sau 200.000 sau 100.000, același lucru, oricum lucrarea costă mai mult și banii care au fost dați de anul trecut, dacă e de investiții, care au fost alocați anul trecut sau sunt excedent și când începe lucrarea, atunci o să fie luați din excedent. Dar oricum tot la dumneavoastră o să venim cu toate sumele care au fost anul trecut puse și au rămas necheltuite, i-au trecut în excedent. Și avem dreptul ca să le băgăm anul ăsta în bugetul pe 2024 pentru aceleași destinații. Da? Pe urmă, dar mai avem modificări la cheltuieli de investiții aici cu minus 40 de mii la sănătate. Mai jos, la asistență socială, așa cum spunea secretarul că deci a dat
doamna aia care a aprobat sub noi. Doamna Furdu, ultima pentru care am aprobat. Într-o ședință din ianuarie, care am făcut-o... Chiar de dată am făcut-o. Din dată. Noi prinsesc în bani și acolo am mai scăzut din bani minus 30.000 de lei. Urmează, chiar ca suntem aici, o să fie mormântare, am vorbit cu părintele. Are și a avut și de călzire, am făcut și o anchetă socială și propunere să luăm bani să-i folosim pentru în mormântare să luăm sicriu. Am vorbit cu părintele, băieții noștri o să facă și groapa, asta e situația. Că nu are chiar pe nimeni, că i-ai adus de la Racova, am înțeles, și nu are pe nimeni. Părinte chiar mi-a trimis mesaj înainte, că i-am spus dacă e decolaj, lumânări. Și ce trebuie. Vă rog frumos, veți să intrați? Atunci intrați, că nu știam ce doriți. Și... ei sora lui Lepădatul, care are pământul, cât îl mai are. Ați venit pentru a participa la ședință? Da. Bun. Și... deci la ședință avem... și doi cetățeni din satul Bazga, cum vă numiți? Nu, domiciliu nou din satul Bazga. Știu că doamne pe Onești, dacă nu mă înșel. Onești, da. Avem teren aici. Societate, da, mai avem societate. Da. Cum vă numiți? Tudor Ioana. Da. Și dumneavoastră? Tudor Marian. Tudor Marian, de la firma Dealușoi. Bun, ca să vă cunosc cu consilierii, da? Bine. O să-mi distrășesc pe asta, știți că am fost sunat de, să întrebe de Dealușoi. Nu dădea de dumneavoastră, o doamnă de la statistică. Nu știu dacă las o legătura până la urmă. Nu, cred că nu. Da, v-a căutat. Bine, că asta o să discutăm. Bun, mergem mai departe. La capitolul 70.02, servicii și dezvoltare publică locală. Am mai adăugat 25.000 de lei la bunuri și servicii la iluminat public, deci am mai mărit cu 25.000 de lei. Au fost 180, Simona, nu? Da. Și am pus 205. Da. Am diminuat la extindere rețea electrică minus 400.000 de lei. 420. Nu, minus 400 au fost 50, au fost 450, au rămas 50. Și am scăzut minus 400. Da, minus 400. Nu, e bun că am un 200.000. Deci minus 400.000. Banii ăștia au fost puși anul trecut pentru extinderea rețea, că dacă vă aduceți aminte că am aprobat, i-a dus din excedent. N-am mai reușit să facă, s-a dus în excedent din nou. Noi inițial eram așa de bucuroși, am pus că vom primi bani și aia să rămână în excedent, nu i-au pus, acum i-am dat jos și o să-i luăm din excedent. Da, din da? Excedentul, deci sunt banii. Da, banii da, sunt. Deci când dumneavoastră ați aprobat, nu, ați aprobat extinderea de rețea în satul Sohodor, prin Bazga, prin tot, noi am pus și bani atunci, că am făcut investiții, am trecut în planul de investiții. Nu s-au reușit să mai facă, banii s-au dus în excedent. S-a terminat prima etapă care a fost cu strada principală, s-au făcut și plățile, urmează etapa a doua acum care este cu... Ce s-a făcut, e bun făcut. Ce a rămas, și după aceea urmează la Răcătău și apoi urmează să facem acea toate format pentru extindere la, în zona Iona Luspânu. Bine, o să mai vedem, identificăm pe el și aici la... La Arvinte. Da, la... Am mai diminuat cu 50.000 la capitolul 70.05.71 alimentare cu apă. Pentru că noi pusăsăm 100.000 de lei și am dat jos 50, pentru că Consiliul Județean mi-a dat și nouă jos minus 1.281.000. Dar pentru apă canal, noi dacă vă aduceți aminte, în luna decembrie am primit vreo 400.000 de lei de la Consiliul Județean din fondul de rezervă și i-am pus la apă și la canalizare, s-au dus în excedent. Dacă să dă rost, nu știu în ce stadiu suntem cu proiectele, atunci vom aduce bani din excedent. La capitolul, avem iar modificări, la capitolul 8402, drumul și podul. La bunuri și servicii, balastări, drumuri, am adăugat 60.000 de lei. Am avut 250 și am mai adăugat în plus 60.000 de lei.
La cheltuieli de investiții am avut 3.537.000 și am lăsat acum 3.161.000. Am diminuat cu 586.000 de lei. Dar și aici avem bani care s-au dus în excedent. Și dacă o să facă lucrările, o să le facem, da? Și diminuările aici sunt. Contribuția noastră la podul de la Răcătău, de la podul ăsta care se face la Răcătău, am avut 446.000 de lei și am lăsat numai 20. Pe Pârâul Răcătău. Dar sumele oricum sunt insuficiente peste tot. Nu, asta e cu o finanțare noastră. Și cealaltii care sunt? Podul de la Socotor, minus 40.000. Cam atât am să te feri. Nu. Dacă n-am citit, o rămas la 65, ați vedem. Acolo, după ce facem finanțarea și să ne spună suma care este finanțată, înceapă lucrarea, nu mai cum să știi suma acum exact. Ce să fac o ofertă, nu? Da. Și scos la licitație, lucrare, o să... pentru școli n-am umblat cu nimic, ați văzut că alea sunt cheltuieli care sunt primite din 110202, acolo n-am umblat cu nimic la școli. Nu, când zice n-am luat nimic la școli, se referă la sume primite cu destinația pentru școli, eu am rămas pentru școli, că n-avem... Cu finanțare sau salarii? Totul am lăsat. Nu știu, când primim niște bani pe care spun pentru școli, aia nu mai e la școli, aia... Deci la școli nu am luat nimic, aia... Noi ce am făcut, de exemplu, am vorbit cu domnii director și au spus fiecare cam ce și-ar dori și am prins în lista de investiții... Destinații și asistență socială au rămas. Da, ce am primit pentru asistenți personal, după aceea s-au mai primit 48.000 de lei pentru decotarea abonamentelor, că poate să zic cu elevii, la copii. Urmează, am fost și la prefectură și am trebuit să zic că e primul an, bineînțeles că și ei primesc, să vedem procedura exactă, o să punem să vină copiii cu abonamente, cu cu buletine, ca să poată să deci, ia banii. Da, ne-au dat parcă 48.000. Tot de primărie l-a băgat. Da, 48.000 și urmează să-i chemăm cu documentele doveditoare. Deja am vorbit în mai ei, ca să vină apoi să le dăm banii pe abonamentele. Știți că zis că... Și acolo nu am umblat, că am primit la 11.02, păi unde n-ai voie 02, să 3.139.000, din care 813.000 de lei sunt cheltuieli pentru învățământ. Acolo s-au dus, domnul, dar așa. S-a spus. Urma, pentru asistenții personali, 2.137.000. Am mai primit pentru copiii cu CES 44.000 de lei. Și tichete de bacan. Școală sau ce să dau, tichete de grădiniță, 145. Nu, tichete de grădiniță le dăm noi, domnul, de 200. Da, da, scot din bani. Da, 145, că-ți primit în 11.02. Atât. Domnul președinte, tot dumneavoastră a spus și ne... A, cine s-a scris? Ne-a spus amendamentul, cum am zis, a spus, nu s-a vorbit ca să înțeleagă. S-a detaliat pe fiecare... S-a detaliat, adică s-a înțeles. Deci eu v-am prezentat orice modificare și în momentul când o să aprobăm în urma discuțiilor, noi aprobăm anexa cu... care cuprinde și amendamentul. Anexele. Anexa 1 care cuprinde amendamentul. Da. Da? Nu, nu, că nu s-a modificat. Să nu-i transformă, dar zic, am băbat niște așa. Îți spus, băiatul cum îți plătesc impozitul. Da, oricum noi până nu terminăm ședința. Da. Bun, ce să scrie la cuvânt? Domnul Gamoc. Nu știu cum este deschisă, poate. Intervenit de aici. Da, dar pe urmă vă apucați fiecare. Că, da, am zis că ți-e liberă, nu? Venea. Cata, haideți, dați cuvântul. Da, are cuvântul domnul Dămur. Da, a devenit o tradiție să mă lăsați pe mine primul să spar gheața. Dar primul v-ați înscris, domnul Dămur. Domnul Dămur, primul v-ați înscris. Da. O să vă spun câteva păreri despre modul cum a fost gândit acest buget și care este părerea mea, pentru că vorbim de ultimul buget al actualei conduceri.
Și din punctul meu de vedere, modul cum el a fost gândit reflectă în totalitate modul cum a fost condus această comună în acești 4 ani de zile. Plecând de la ideea asta că el a fost gândit cu bugetul, cu sumele primite anul trecut și acum astăzi au fost nevoiți să taie 15 miliarde și să stai acum să calculezi din calculator unde tai și unde pui, nu e ok. Trebuia pur și simplu gândit cu zero, așteptam sumele de la Consiliul Județean și vedeam ce putem să facem. Acum, ca ce să înțeleagă cetățenii? Cele mai grave lucruri sunt următoarele. Acum 4 ani s-au promis lucruri esențiale pentru comuna asta și anume apă și canalizare, modernizarea drumurilor comunale și sătești, chiar rețea de gaze. Practic, după 4 ani de zile, la momentul ăsta, niciuna din aceste, mari proiecte, niciunul din aceste mari proiecte nu este finanțat în bugetul local pentru anul 2024. Da? S-a renunțat la proiecte pe fonduri europene, ni s-au promis sute de milioane de la guvern, din 100 de milioane s-au făcut 30, iar din acele 30, astăzi avem în proiectul de buget un mare zero. Zero este suma pe care o avem de la Ministerul Dezvoltării pentru proiectul de apă și canalizare în această comună. Lăsați, domnul Dostea. În 2024. Rețea de gaze, parteneriate cu Ungureni, cu Parincea, cu Buhoci. Ați mai auzit ceva? N-am mai auzit absolut nimic. S-a promis în 2020 voi moderniza toate drumurile sătești și comunale din comună. În 2024 aprobăm în continuare balast. În continuare miliarde pentru balast, care în continuare va fi luat de ape și în continuare risipim bani. Și întrebarea este aceeași pe care eu v-am mai pus-o dumneavoastră. Până când? Până când acceptăm în continuare acest mod de lucru care este evident că nu ne duce absolut nicăieri. S-a înșirat în acest buget, deci, pe lângă faptul că nu avem aceste sume de bani pentru proiectele mari, s-a înșirat o listă lungă de absolut toate investițiile care ar trebui făcute în comună, care și ele sunt necesare, de la extindere de rețea electrică, cu terenuri de sport și toate cele. Dar pentru niciuna nu este să avem o sumă finanțată, să știm că, domnule, dar ne-am asumat, avem o viziune, avem un plan și asta vreau să fac anul ăsta. S-au înșirat la toate câte 10.000 de lei și probabil în funcție de cum va fi interesul sau care va fi mai gălăgios sau care va face mai multă gălăgie, acolo se vor suplimenta bani din excedent și acolo se vor face lucruri. Nu e ok, oameni buni. Adică unde e viziunea noastră pe termen lung ca să dezvoltăm comuna asta, să spunem la început de an, da, domnule, uite, eu anul ăsta mi-asum și fac asta, asta și asta. Deci avem aici o listă de, iarăși, 50 de investiții din comună, din care eu nu știu dacă la final de an se vor face 5 sau 10. Pentru că asta e realitate. Și toată lumea știe, adică eu nu trebuie să vă mai spun lucrurile astea. Cu toții vedem de 4 ani de zile câte promisiuni au fost și câte din ele au fost îndeplinite. Adică, cum să trec eu un buget acum modernizare fântână arteziană? Dar vorbi serios, asta îmi trebuie mie modernizare fântână arteziană în 2024. Adică, asta scrie pe hârtie, nu e normal, nu e normal. Da, zic, nu, unde sunt milioanele alea promise pentru apă și canalizare? Deci, astăzi în buget ni s-au pus iarăși bani să facem un puț la bazga. Da, oamenii ăia săraci au nevoie de apă, dar trebuiau să aibă apă finalizată prin proiectul de fonduri europene pe care doamna Temea l-a administrat, ea a muncit și a luat bani pentru proiectul ăla, după care a renunțat la el. Astăzi am urmărit ședința de Consiliu Județean și domnul Ivancea a avut următoarea declarație. Acordăm tot sprijinul nostru primarilor, sprijinim de la Consiliul Județean cu sume pentru ca ei să nu piardă proiectele pe fonduri europene. Oare s-a făcut vreo adresă de la Horgeș să spună, domnule, uite, noi avem proiectul ăsta pe fonduri europene, numai că tot, astea au fost situațiile, cu majorări, cu toate, s-a dublat. Vă rugăm, ajutați-ne numai să nu pierdem banii de pe fonduri europene și să facem proiectul. Oare s-a pus această problemă vreodată? Eu nu cred. A fost mai ușor să spunem, gata, renunțăm și mai păcălim pe oameni încă o dată 4 ani de zile. Că la Horgeș merge așa. Din păcate nu mai merge așa. Nu mai merge așa pentru că oamenii s-au săturat. S-au săturat să stea să care apă cu roaba, să-și înoate noroaie. Eu nu o să fac niciun amendament, pentru că nu mai ai ce amendamente să faci la un asemenea proiect, dar vă spun că este trist ca după 4 ani de zile din nou să fim în postura de a aproba un buget în care tu să nu ai, să ai 0 lei pentru apă și canalizare în comuna Horgești.
Cam atât am avut de zis, mulțumesc. Domnul consilier, deci nu este problema de 0 lei. Știți foarte bine că s-a aprobat acea sumă de 30 de milioane, bani care, după ce va fi semnat contractul de finanțare, la mine în buzunar, sau poate i-a luat colegul, să mă duc să-l întreb, poate i-a luat colegul. Gura băi a avut de anul trecut. Eu vă spun care e situația. Știți, când semnăm contractul de finanțare și asta o să fie, o să auziți că o să-l pune, o să fie cunoscut, atunci o să primim și banii. Nu poți să primești o sumă până nu ai semnat contractul de finanțare. Deci ce s-a spus populist și acum ce bine că se face ciuzmeaua sau că nu sunt prevăzuți banii în totalitate pe anumite lucrări. Chiar am spus, dar aici e vorbă că așa trebuie să facem, să dăm bine. Dar e, asta e situația cu dânsul. Deci haideți să fim serioși, am spus clar. Bine, asta lăsăm oamenii, domnul Dămov, nu mai vorbiți în numele tuturor, sunt 5.000 de locuitori. Nu vorbiți în numele tuturor, poate, nu știu la Șerbănești, că sunt 8.000, 9.000, poate vă permiteți acolo, aici mai lăsați-ne și pe noi ăștia mărunței să vorbim aici, de comună. De asta nu vreau să mă contrazic cu dânsul, dar ca să înțelegeți, nu că nu există bani pentru apă, canal, nu sunt acei 30 milioane, iar cum s-a spus, pentru terenul de sport, s-a spus clar și data trecută, banii sunt în excedent, pentru că nu s-a putut face lucrarea din lipsa terenului, acum anul acesta o să se facă. O să se facă terenul de sport și la Răcătău și toate celelalte lucrări. Mai mult de atât, cred că nu mai e cazul, că ar trebui doar să intrăm în contradicție și nu cred că e cazul, să fie o ședință frumoasă de buget. Mulțumesc! Domnul președinte, la capitolul 6702, cultură, religie și recreere. Da. La susținerea culturilor, aveți, nu, aveți exact ca anul trecut, am o rugăminte mare, și domnul Buzău știe că am vorbit și în Consiliul Județean de Comisie. Am dorit o suplimentare de sumă la Biserica de Cea, ca să analizăm și noi. Așa am putut și noi. Domnul consilier, eu am înțeles-o că mi-a spus domnul Buzău, dar exact așa ne-a cerut și de la Biserica Ortodoxă Horgeș, care e la, adică să înceapă lucrarea și adună bani de la cetățeni. Știu care e situația și nu că am fi împotrivă, dar absolut. Au început proiectul. Deci, noi avem chiar începutul, nu reușim să terminăm. Nu, chiar nu, există supărare, dar... La Biserica Răcătău, la două biserici, aveți văzut mai mult decât la Biserica Răcătău. Ce vreau să practicam, pentru că este una zi. Ai început-o? Da. Inițială, parohia, galerie, se extinde și pe zona Răcătău. Nu e așa, nu e așa. Ați trebuit de a vedea toate culturile acum să ne mai gândim. Parohia Răcătău, de ce? Parohia, galerie, se extinde și pe zona Răcătău. De ce? De ce? Așa e trebuit să vezi, măcar dacă se poate. Voi vorbi pentru că știu că solicitarea este pentru absolut toate, cred că nu este... Păi nu, deci la biserica Răcătău întotdeauna s-o dat pentru că sunt două biserici. Da. Dar parohia Galerii, parohia noastră, circa de Arecea, avem Enoriaș în satul Răcătău, deci îi merge undeva până la domnul Cioroană. Da. Până la bunicul meu. Ia se extinde până acolo. La terenul de sport. Eu înțeleg că au două biserici, dar ca și număr de Enoriaș... Nu, parohia merge până acolo, dar zici Enoriaș și spune la Cioroabă. Da. Gigi, acum, Cioroabă sau Gigi, bine, sigur e de Răcătău, asta garantat e de Răcătău, Gigi. Se zice poate el, dar mai sunt... Pentru că ești cu merge și la biserică. În privința asta, domnul Prisecaru, privința asta, luăm legătura cu părintele. Deci luăm legătura cu părintele și de la Răcătău și de la Recea și dacă realitatea este aceasta, vă dați seama că nu avem... Mai ales ce înțelegere vine de la toți părinții. Dar spus, acum, situația asta de la părintele de la Recea, care mi-a și scris mesaj că deja s-a ocupat, s-a dat comandă de colivă, de colaj, de prosoape și dânsul, adică e... Foarte mare înțelegeți. Domnul Pasecaru, deocamdată noi am aprobat suma de, aprobăm suma de 90.000 de lei. Aș cât vine tot? Pe total. Pentru cultură. Într-o altă ședință din Consiliul Local vom aproba împărțirea pe... Dacă n-am fost 15.000 de 10 ani, tot cu 15.000. Păi, dacă dumneavoastră aprobați... Și acum 2 ani și anul... Dar așa e 15.000 de câteva ani buni.
Nu, acum 2 ani, nu. Acum suma a fost atunci, acum 2 ani și anul trecut au fost astea. Da? Da, garantată, ți arăt pe cer. Da, înainte au fost mai puțin. Eu îți arăt pe hârtie. Domnul Budan, ca să nu mai lungim discuția. Această sumă va fi împărțită în toată ședință. Am mai văzut un comentariu. Trebuia să vedeți primul la politic, acolo și de sus. Nu sunt știu. Apropo de cine, Gunte, adică de marge, nu s-a biserică. Noi am făcut propunerea ta. Nu mai mi-a zis cineva. Noi am făcut camere multe. A fost o postare și iar eronată din prea multă bunăvoință a celui care a postat-o, care a spus că n-am vrea să fac, să punem centrală la căminul sau casa tineretului din Horgești sau nu știu ce, dar de centrală, cred că informația asta era că nu da. Deci nu pot să vii iar cu afirmația asta pe Facebook știind clar că nu poți să pui tu ca instituție primărie centrală la căminul sau casa bisericii. Tineretului care aparține în proprietatea bisericii. Doar ca să punem pe Facebook să zică lumea, vai, cum punea centrală. Ar putea, zic eu, poate sunt și magazine care ar putea sponsoriza biserica să pună o centrală, nu? S-ar putea. Adică dacă doar scrie pe Facebook... Aveți colaboratori care câștigă sume mari din construcțiile care le fac în comună. Tocmai. Dați, știți cum ai să sunteți primul așa unde la replică, mă rog. Doamna Temea iarăși atacă la persoană. Ia, mi-a stat cuvântul. Recent, chiar a fost o activitate cu cadre didactice la cămin și sincer, dacă tot a venit vorba, nu cred că ne-a făcut cinste să duci câteva zeci, sute de persoane, veniți profesori, să-i duci în cămin, să stea în frig. Deci, pur și simplu în cămin. Păi, spațiu nu era, doamna Ruț. Nu, dar adică... Dar, nu putem să dăm cezarul ce ai văzat. Ia faptul ăsta că... Tot că se insistă pe faptul ăsta că căminul nu este al primăriei și este al bisericii. Da, exact cum se dau bani la biserică și la regea unde e nevoie să construim sau oriunde, dar se pot da biserici cu ce și scoți să se facă... Nu poți să oprici biserica, să pună destinația asta. Vorbiți cu părintele, sunteți catoși, vorbiți cu părintele. Părinte, vrem anul ăsta banii care sunt veniți de la primărie, fondurile date de primărie, puneți centrala. De ce? Păi dați suma necesară, dați suma necesară. Noi putem să alocați banii necesară. Dați-i, poate sponsorizați. Noi dăm o cofinanțare, dar da. Mai pune și bine, biserica. Bine, domnul, domnul, trece mai departe, da, asta a fost așa. Astăzi vroiam să, apropo de discuția de cerința domnului Pisecar, mai spus o dată, nu putem să prindem două parohii într-un an, adică pe un mandat. Eu nu pot să treci cu proiectul ăsta de hotărâre la următorul mandat, pentru că atunci sunt alt consilier, pot vota ceva și poate cineva rămâne în pierdere. Dar măcar două parohii pe an. Când începe o lucrare de anvergură, ai nevoie de bani, într-adevăr, nu poți să cârpești. Dar să le dăm banul ăsta la două parohii, ar veni 450-450, anul următor la alte două parohii. Nu faci obiectul discuției. Doamna Simona, nu faci obiectul din acum. Am o soluție, nu poate pierd cu ideea. Gândim la o soluție și o ședință activă. Așa ne lungim mult. Cine o... Domnul Velea. Ai cuvântul, domnul Velea. Dacă ne gândim prea mult. Dacă începem așa cu la cimitirul ăsta. Și un pic din capitolul 151.03. În anul 2014, dacă, cred că mulți dintre dumneavoastră știți, a fost o lichidată cu cadastru. 2014-2020, cu propunere din partea Uniunii Europene, cu fonduri nerambursabile, bani tot la Uniunea Europeană, care se făceau cadastre pe, și la noi, la noi. Eu m-am întrebat la cu 2 ani și mi s-a spus că nu-i nimic. Da, ba da, s-au făcut. Să facem vectarianța. Păi da, eu m-am uitat în lista care este să... pentru tot ce a rămas, știți, dacă înainte am făcut pe tarlale, da. Pe cablale, că parcă este acolo. Anul trecut am încheiat contract. Și bine, știți că prin OCPI, că banii apoi primei, am încheiat contract și au fost tot așa tarlale și după aia s-a dat posibilitatea să faci în integralitate și am făcut act adițional și urmează ca anul acesta să fim... Nu, 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 deci, dacă v-ați uitat cu atenție în anex, și în acest an avem de la OCPI 102.000 lei. Vreau să vă banii ăștia vin de la ei,
și facem lucrarea și iese din la. Iar ce am prins noi, ca să se înțeleagă, da, necesarul, am zis noi că am 40.000, dar s-a redus și am rămas la 20, domnul Budovanga. Acolo vrem să facem, că se mai dă posibilitatea să cadastrăm pentru locuințe care încă nu au. Pentru asta, vedeți, pentru asta merge, pentru aia sunt banii la cadastru, că sistematic, ca să se înțeleagă, banii noi îi primim, primă OCPI, iar ce am pus noi este ce facem noi și o să fie pentru locuințe. Dar problema, eu m-am uitat aici în lista cu toate comunile astea din județul Bacău, noi nu suntem acolo. Ba da, vă aduc contractele să le vedeți. Veniți după ședință, mergem la chestii și vedeți și contractul și actul adițional, tot care spune acum că o să fie toată comuna cadastru tematic, nu numai anumite. Sunt am zis, mergem și vedeți. În județul Bacău, Iasău, Bacău. Nu, avem, v-am spus. Bârsănești, Berești, Bistrița, Berești, Aslău, Bogdănești, Cleja, Faraon, Filipești, Gârleni, Helegiu, Hemeiu, Șlete, Veche, Livez, Mărgura, Mărgineni, Moinești, Nicolae, Băcescu, Itus, Orben, Parava, Racova, Răcăciun, Sascut, Sândurese, Ucestru, Toarba, Neseată, Urgește, nu. Stai că dacă pierde, domnul Velea. Deci eu vă spun că este. Dacă am prins la parte de venituri la capitolul 21-43, am prins suma de 102.000 de lei. Înseamnă că avem contractul care de anul trecut. Asta nu se vă trebuie dacă suntem. Și vom avea finanțare în limita acestei sume de 102. Gata, mai departe. Da, bine, vă mulțumesc. Hai stau. Cum te cheamă, măi? Lila. Lila, a ridicat și... Daniel, mai terminat? Da, terminat. Nu terminat, Daniel, rămas în pomul. Domnul președinte m-a mutat, nu știu, înseamnă că mă bogățesc. Dacă așa am văzut, mă și mari. O să vorbesc? Da. Bun, voi vorbi deschis și literal și la subiect. Să văd că tot să plânge aici, aici cu legătură cu cultele. Aș dori și eu, și la noi la Soudor, suntem Biserica Pentecostală, sat Soudor, suntem 1000 de persoane. Și aș dori să se dea o sumă mai mare să dea. Dacă stau și analizez și mă uit, Biserica Catolică, ăsta, Galier, nu știu cât, dar cred că are până într-o 100 de persoane. Și multe alte biserici care sunt sub media noastră, care noi suntem 1000 de persoane suntem. Și suma asta mică care este, e o sumă foarte, foarte mică. Nu vreau să fie cu supărare pentru nimeni. Doar puțin, să se mai dea și nouă, să mai dea. La Biserica Pentecostală din Suhodor. Da, corect să se ia suma, astea pe persoane, la toate bisericile se ia suma pe persoane care sunt. Corect, domnul Budă, corect, toate amenamentele care le-au dat și persoane de mașină votăm. V-am explicat și ne întoarcem înapoi iar. Dacă v-am explicat că în următoarea ședință, când va fi... Domnul Lila, se va face împărțirea S-a dat pe sumână. Nu se poate curtea de conturi verifică aprobarea în ședință. Nu le-am văzut. Nu le-am văzut în ședința cu oameni. Hai că ne lungim, nu facem. Discutăm de curte până seara. Și ședință, să-i lungim, să discutăm. Păi da, dar batem apa în piu, pentru că dacă am aprobat 90.000 de lei, nu împărțim suma, v-am explicat că nu împărțim acum, împărțim într-o altă ședință. De ce să discutăm noi acum? Așa să fie. La capitolul respectiv, e suma, se poate face o modificare, avem 250.000 alocați. Putem să lăsăm mai puțin la zilele comune și facem mai ceva așa și dăm mai mult. Dacă aveți un proiect care vreți să-l duceți, veniți cu proiectul respectiv. Atât avem noi frumos în primărie. Gata, veniți un proiect la altă ședință. Cine mai dorește? Vă rog frumos! Măi, hai că vă mutăm bine la camera asta. Domnul... Deci am arătat și cu cadastru sistematic că era... Domnule Simon, hai nu-i faceți... Dar vorbim cu toții, nu mai înțelegem nimic. Dacă o facem... Gata, vă rog. La modernizarea în satul Recea și Galer. Ce înseamnă? Nu a mai fost făcut odată modernizarea asta la iluminatul public? La ce se referă? Vorbesc la 7002.
servicii... Bunuri și servicii, lumina publică... Pe extinderile de rețea care s-au făcut... Pe extinderi nu s-a făcut iluminatul public. Pe extinderi de rețea nu-i pus iluminatul public. Încă. Păi și aici aș vrea și eu pentru satul Galer, nici nu am făcut nimic, un loc de joacă pentru copii, dar toți suntem la buget. Nu, pentru Galer nu. Noi la dată nu avem nici drum. Nu punem pentru Galer, trebuie să identificăm terenul. Anul ăsta v-am zis, o să mergem pe orice, bine, o să-l faceți dumneavoastră când veniți, poate Paște și vaca acolo, calul, știu ce Paște. Deci asta e altă problemă. Dar o să, am zis acum clar, merge anul trecut pe Sohodor, anul acesta era Răcătău și pentru că banii alocați pentru Sohodor sunt acum pentru, adică au fost în excedent, o să facem ambele lucrări și o să vedem apoi și pentru zonele mai mici, pentru că vă dați seama și la Galer, când ați venit cu propunerea, veniți cu o suprafață care să corespundă ca metri pătrați. Trebuie să fie undeva și începem să... O să notăm propunerea că un locul de joacă, iar la modernizare v-ați lămurit acolo unde s-a făcut. Așteaptă la notabilitate, că sunt la finanțe. Bun. Acolo unde s-a făcut... Acolo unde s-a făcut extinderea, să facem modernizare. Gata, domnul Butnaru. Cine mai dorește? Haideți, dacă nu mai sunt, să votăm, ca să așteaptă de la contabilitate să dăm... Trebuie să transmitem bugetul, că eu suntem... Trebuie fi 12. Comune aprobă la ora 5, așa că să știți că e chiar așa. Nu, domnule, la toate, la alte, că ziceți altele. Da, puneți la votă. Dacă nu mai sunt discuții, supun spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, conform anexei cu... Nu, prima dată. Lista de investiții a prima anexa. Prima dată supunem la vot amendamentele care au fost propuse pentru care le-am făcut, da? Bine. Deci eu, în cuvântul meu, v-am citit toate modificările. Astea sunt amendamentele. Supun spre aprobarea dumneavoastră aceste amendamente făcute la anexa numărul 1. Cine este pentru? Am rugămintea. Cine se abține? Avem împotrivă. Abține. O abținere, da. Împotrivă cineva? Nu. Deci... Deci 14 pentru. 14 voturi pentru și abținere. Bun. Amendament. Și acum supunem la vot proiectul de hotărâri cu în formă amendată. Deci supun spre aprobare anexa 2 exact în forma prezentată. Voturi pentru, vă rog. Avem voturi împotrivă. Avem abțineri. Una. O abținere, da? Și o să vă rog după ședință să-mi dați și mie o copie după formatul final al bugetului, cum a fost aprobat. Da, păi eu vreau să vizitez după mâinea aia. Asta nu? Domnul nu. Păi da, la final, da. Să fac eu, băi. Bun. Asta mai e cu roșu, pe acolo, cu ceva. Da, cu roșu, păi asta. Proiectul de hotărâri e suplimentare ordinii de zi cu proiectul de hotărâri comună. Întâi unii. Supun spre aprobare proiectul de hotărâre numărul 7. Ăsta... Ăsta era 7, păi da. Domnul Budău. Păi da, dar conține și alte anexe. Păi da, am votat odată, domnul Budău. Am votat anexa cu bugetul, dar este și cu... Domnul, am votat amendamentul și am votat proiectul de hotărâre în formă amendată. Da. Nu am obosit chiar așa. Aici, dar ne uităm de dă doamna înapoi filmarea să vedem. Doamna, nu mă filmați. Am votat amendamentul cu anexele că cu modificări. După care am votat. Ce faci? Nu mă rămâneți. A uitat domnul. Registrul meu de hotărâri pe masă. Da. Domnul Budău, pe domnul Budău. Bine, eu v-am citit proiectul de hotărâri. Cu articolul 1, cu articolul 2. Foarte bine, domnul. Domnul Baiză. Da. Dar spus în forma amendată și gata, da. Nu? Da. Deci eu, la proiectul de hotărâre am aprobat. Cred că mai clar decât ai prezentat articolul. Da. Exprimarea a fost corectă, dar cine știu de gânde. Am aprobat și lista de investiții și am aprobat și încheierea exercițiului financiar. Aici am avut mai multe articole, doamna primar. Dar știu pe da. Păi și am avut 3 articole și eu când am spus, am spus anexa. Dar aprobăm proiectul de hotărâre în totalitate cu articolul 1, articolul 2, articolul 3. Gata, domnule, să mai votăm o dată după domnul Budău. Da. Hai să trecem unii, domnul secretar. Trecem la... Bine, înapoi.
Întrebări. Nu, nu. Nu mai e un proiect. La proiectul de hotărâri privind aprobarea managementului ăsta. Da, da. Ăsta e? Controlare, da. 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 Lasă până la sfârșitul proiectului. Ne hotărârem? Nu mai citim. Uite, hai că vă citesc până, domn secretar. La proiectul ăsta cu aprobarea proiectului management. Articolul 1. Se aprobă proiectul management centralizat pentru implementarea instrumentului economic, plătește pentru cât arunci în area de delegare a operatorului SC Soma SRL, conform anexei 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă alocarea resurselor financiare pentru finanțarea proiectelor prevăzut la articolul 1, potrivit anexei numărul 2, care face parte din prezenta hotărâre. Sumele vor fi virate din fiecare unitate administrativ-teritorială. Da, am pus-o. Da? Am avut discuția asta. Îmi permiteți să vă explic pe scurt și ca de a fi de citit, putem. Bun. Tot romanul. Proiectul, acest proiect de hotărâre, management centralizat pentru implementarea instrumentului plătești pentru cât arunci, este o obligație care... Chiar s-a mai discutat aici în ședință și acest instrument va fi implementat de ADIS prin SOMA. Care va fi rezultatul? Aveți acolo anexa 2 în care o să vedeți că apar numărul de pubele care vor primi fiecare comună. De ce se schimbă pubele? Acele pubele vor veni cu un cod QR sau cu altă procedură de identificare care în momentul în care pubela va fi ridicată, va fi și cântărită și scanată și va apărea pentru fiecare acum, consumator. Aduc, în atât ani de zi. Asta nu e rău că așa, pentru fiecare consumator va apărea ce cantitate de gunoi a fost depus. Despre asta este vorba. De ce se întâmplă? Păi omul dacă plătește după cât îi cântărește el, nu o să mai vedeți gunoiul la stradă, o să vedeți unde primează domnul de obicei. Cred că se plătească. Bună, dar nu mai duce omul, că eu la sus tot plătesc mult, asta, la asta duce. Așa este, asta este o obligație legală care trebuie... Ne obligă să-l duci la răpă. Păi dacă vezi că plătești mult o lună, două, trei... Da, ne obligă să facem platforme. Prostii, facem platforme. Păi dar nu poate pe ei în partea noi, ei respectă legislația și noi mergem în partea noastră. Asta e legislația, asta ne obligă? Asta e legislația care se duce sigur sau... Da, da. E legislația care te obligă așa și după aia, luăm din față. Să urmărim noi, care și unde duce. Noi hai că avem ajutoare. Noi și mergem apoi în vice și le-a cine se scrie la cuvânt cu proiectul ăsta? Eu vreau să deci duce la depozitare de la domnul Daniel, hai. Da, în o următoare dată putem să ne gândim și la o soluție. Rămânem pe urmă și stăm de vor. Treaba asta de tot. Eu știu pe ce idee merg, până se pune în aplicare. Care eu zic că punem și noi, intră cu camerele video, știi că noi avem sistemul de monitorizare pe comună. E, în momentul când ai sistemul de monitorizare video pe comună, ai camere, că sunt 80 ceva de camere pe toată comuna, adică nu mai poți chiar așa să arunci și gunoiul, pe logica asta mea. Că nici ăsta nu-ți închipui că azi l-am aprobat și mâine a venit cu sistemul respectiv, da? Ori ai văzut cu brățările alea pentru cei cu interdicție și tot n-au reușit de atâta timp. Și asta durează. Noi, având în vedere că deja avem semnat ce avem pentru monitorizare video, cum o să fie monitorizarea, pe asta ne mai bazăm, că putem avea un control asupra celor. Are cuvântul domnul. Dacă ieți omul în afara satului, nu mai e care. Da, dar vezi că pleacă cu gunoiul. Domnul Budnaru, gata, nu își pune o fătără pe care o zici că-i pleca cu convertirul în vacanță. Face așa un... Are cuvântul domnul Dămoc, vă rog frumos să-l ascultați. Da, eu aș vrea totuși să nu mai vedem cetățenii în continuu ca pe niște infractori, pentru că... Da. Totuși eu cred că cetățenii își doresc să trăiască într-o comună curată. Da, mintea sus, dar vreau. Iar faptul ăsta că duci la râpă ca să nu mai plătești, eu vă spun sigur că dacă se implementează acest serviciu, cu siguranță cel care va colecta selectiv, cel care va fi și va îndeplini condițiile exact așa cum trebuie și cum e normal, va ajunge să plătească mai puțin decât plătește. Care e la bază să-l pătească? Păi, dar lăsați-l că-i domnul Dămoc vorbește acum. Dar tot suntem la subiectul ăsta, chiar voiam să întreb conducerea primăriei.
ce decizie s-a luat în privința centrului de colectare privind acea garanție care se ia acum pentru... pentru poate aveți cunoștință că au fost de la mediu, poate aveți cunoștință, au fost, au discutat cu toate... toate, că n-au ajuns, cred că la toate urmează să mai vină. La unele fost... magazine. Da, că domnul Vici a fost în teren fost și cu doamna Lia, care e responsabil, au fost, urmează să mai vină și la cearte să fie discuții pentru colectarea aceasta. Păi și noi, știți, magazinele sub 200 de metri au opțiunea asta de a fi... De a se ocupa administrația locală. Momentan nu avem nicio cerere de genul acesta și eu vă spun ce a spus de la mediu, că au fost domnii teren, dar am vorbit și eu cu dânsii atunci și au zis că nu e ceva clar. Acum să vadă exact cum se face situația. Dacă este estimat din partea noastră, e tot ajutor, pentru că noi suntem primii care dorim să colectăm bidoane, pentru că automat noi banii îi recuperăm și problema e că am avea și noi la cel, știți că în funcție de cât gunoi reciclabil adunăm, cu atât mai puțin plătim la garda de mediu și toate astea. Și ar fi în avantajul nostru cantitatea să fie de foarte mare de plastice, de cartoane, de sticlă, față de cea de gunoi menajer. Bun. Mai dorește cineva? Supun la vot. Cine este pentru? Votul pentru, vă rog. Avem împotrivă. Doamna Simona, v-ați obținut? Abțineri? Nu. 15 voturi pentru. Trebuie și începem. La diverse dăm, ca de obicei, ocazia ca să nu ținem invitații. Cei care au dorit să participe, vă dăm cuvântul dumneavoastră ca să puteți să vă spuneți punctul de vedere și să continuăm noi cu alte probleme din comună. Nu am niciun punct, am vrut să vin să văd despre ce e vorba în comună, cine ne conduce. A, da? Da. Mulțumim pentru interes. Și un singur punct, apropo de subiectul cu gunoaiele. Noi suntem în comună de vreo 6 ani de zile cu ferma și anual, venind de la Unești, facem naveta până aici, și anual culegem gunoaie din jur cu oamenii locali, 5-600 de lei anual dau la oameni ca să facem curățenie pe terenul respectiv. Gunoaiele se aruncă în continuare, nu o să scăpăm de ele. Da, dar aici este ceva, dar... Educația omului. Acum n-aș putea să spună că cu oameni, că o să ia să interpretează că îi facem noi pe oamenii din comună, avem o părere așa de rău. Nu, aș putea punta eu că stau în capătul satului și cei care... Și cam nu știu, ia-ți nu, cei care îi duc pe dealșoimile sunt o parte din Țăvești. Bun, hai să facem listă, cine să scrie la cuvânt la diverse? Vreau să întreb ceva. Domnul Vierea. Domnul Vierea, s-am scris la cuvânt. Cine mai dorește? Domnul Lira, Eugen, Domnul Daniel, mai evita, Domnul Claudiu și... Da. Și Domnul Dugălină. Și Bogdan. Domnul Velea. Da, doamna Temi, aș vrea să vă întreb și eu, săptămâna trecută știți că am avut ședința aia la școală și ați spus noastră că vă duceți joi până la inspectorat. Ați mai fost? Am mai dat un răspuns? Am fost la inspectorat, n-am văzut-o pe doamna inspector, în momentul respectiv a fost cu examene, dar asta rămâne și aduc la cunoștința tuturor, exact cum a promis situația. Bine, vă mulțumesc. Spunea și mai bine. Dați cuvântul la urmă. Domnul Pisecaru l-am trecut eu, dacă l-am... Domnul Pisecaru a fost domnul lider de data. Avem la galerie acolo, la Vinilul Florinu, podețele alea care au fost făcute din beton, s-au dărâmat. A văzut domnul Vinci la capra podului, nu cum să... Vrem în capra, în țapul ăla. Da, e țapul ăla. Da, trebuie să fac tot ceva atins, nu? Nu știu, ori o fi dat ceva peste el, doar n-avea să dărâne așa de... Să-i spici, ne-a luat el, dacă am fost... Așa e, și un coleg de-a nostru astăzi cu mașina, a intrat o căruță cu cai în mașina lui. Rus, da, eu am făcut-o... A lui Petrona? Da. Domnule. Nu, aici am luat. Nu porcești, că s-au dus să luăm de la mașina. Atâta, da? Da, atât la mine. Domnul Lila. Lila. Cai. Tot, partea. Da, bună ziua, domnul consilier. Aș vrea și eu să rezolv o situație, remediez o situație. Problema este în felul următor. S-a zvonit foarte mult, am fost foarte mult criticat și eu și domnul Gâlea.
la amendamentul domnului Velea, că de ce am fost împotrivă, de ce am respins amendamentul. Ceea ce s-a respins amendamentul ăsta, ceea ce m-am obținut la amendamentul ăsta, a fost totul legal a fost. Și o să vă citesc și legea și articolul, de ce m-am obținut la legea, de ce m-am obținut și nu s-a votat. Și o să încep legat la școala la Soudor, legat acolo, trebuie ca ordinul să, ca școala să obțină toate lucrurile ce trebuie așa să obțină, trebuie să obțină personalitate juridică, a spus să obțină, spune în articolul 6 de la aliniatul 2, spune în felul următor, spune, unitatea de învățământ prevestită cu personalitate juridică are următoarele elemente definitorii. Act de înființare, ordin de minister, autorităților administrative publice locale, ale județului, după caz, hotărâri judecătorească sau orice alt emis în acest sens cu care respectă prevederile legislației în vigoare. Eu nu m-am obținut sau nu că aș fi împotrivă ca școala sau autor să obțină personalitate juridică. Normal, după lege, prevede ca legea, exact cum a spus domnul Veler, ce depășește 300 elevi, ca lege, ca Soudor să obțină școala, să se numească școala gimnazială Soudor, problema este în felul următor, pentru că s-ar încălca niște reguli și inspectoratul n-ar aproba. Și o să vă spun de ce inspectoratul n-ar aproba, spune în legea educației, la articolul 25, alineatul 1, spune și prevede legea în felul următor. Și spune, iată ce prevede legea, articolul 25, învățământul. Învățământul primar, clasa pregătitoare și clasele de la 1-a până la 4-a se organizează și funcționează cu program de dimineață. La articolul 21 de legea educației naționale 2011 apare că învățământul primar se organizează și funcționează de regulă cu program dimineața. Și la articolul tot așa de legea învățământului spune cursurile pentru elevi din clasa pregătitoare din clasa 1-a și 2-a nu vor începe mai întâi de ora 8 și nu se vor termina mai târziu de ora 2. Problema este în felul următor. Deja legea nu ne permite ca clasele astea să le dea voie, să le permite ca să aibă program după amiază. Și o să vă spun cum începând, da, cu astea mici. Începând, 5-8 se poate. Nu se poate după amiază, domnul Muru. La rece acolo se poate, la noi nu se poate. Ascult un pic, domnul, vorbesc despre lege, vorbesc. Și o să vă încep, nu mai încep cu credința, că dacă încep cu credința, sunt foarte mulți. Deja la clasa 0 spune, în articolul legea învățământului, articolul 198 din 2023, prevede și spune la clasa 0 încep, zice, educația timpurână nivelul preșcolar, grupa cuprinde în medie 15 preșcolari, dar numai puțin de 10 și numai mult de 20. Deja la Soudor, la clasa 0, am depășit cu 5 elevi, sunt 25 de elevi. Clasa 1-a, învățământul primar, clasa cuprinde în medie de 16 elevi, dar numai puțin de 22 și deja a depășit. Avem 22, sunt 29. Întotdeauna la orgeniști. Vă spun de ce să avea, mai stați un pic, vorbesc după aia. Ce spun că cu Soudor, nu mai trebuia să am nimic împotrivă. Dar ce pierdere la oameni. Ascultă, nu mai trebuia, pentru că s-a dus un zbor ca să fie împotrivă. Eu nu sunt împotrivă ca să aducă copiii de la Orgești. Să se aducă, nu sunt loc. Dacă inspectoratul... Domnul Lila a vorbit și înainte, poate eu dacă mai... Problema este că domnul Vere ne-a pus într-o postură foarte, foarte proastă. Când în pricina doi consilieri n-a trecut amendamentului și trebuie copiii să se aducă înapoi. Nu-i frumos așa ceva să vină la amendament, nu este ilegal. Trebuia să vină la inspectorat, trebuia să vină. Când v-am scris, eu sunt acord cu așa ceva. Domnul Săvoi, două secunde, eu am vădit un locul liber și înainte de ședință. Domnul Lila, ați spus că ați fi total de acord și personalitatea juridică, dar să înțeleagă că o să se facă și demersul astea, chiar m-a rugat să facem tot ce trebuie, dacă legea permite ca personalitatea juridică să fie la Soudor, să facem demersul. Am stabilit cu școala ca să fie recepția finală, nu ce am discutat noi înainte, domnul Lila, de ședință. Da. Atât a vrut, zic eu, să aducă domnul Lila acum în discuție, faptul că tot o să fie în situația în care copiii de la Soudor să fie aduși la Horgești, pentru că e numărul de elevi mai mare, clasele 1-4, nu, care sunt acolo,
la Vorgeștea, la Sodos e numărul mai mare și o să fie adus diferența de copii, o să fie adusă în continuare la Vorgești. Dar n-are rost să mai continuăm discuția atâta timp cât și domnul Velea a făcut scris, din ce am înțeles. Atâta timp cât și... Așa, exact, atâta timp cât domnul Velea. Vini, conform legii și noi votăm. Când îl votăm, să-i dea oamenii în cap, să-i dea. Mi-a sunt toată responsabilitatea. Că nu voi vota, să-i dea oamenii în cap, să-i dea oamenii. Ai venit un amendament care nu trebuia venit cu ăla. Domnul Bine, da, și pe voi în nu e altă treabă asta, eu nu vorbesc despre a școală. Am o rugăminte. Nu vorbesc despre școală. Două clase în plus. Păi și când avem noi doar, nu ești place la școală. Și ce la școala Borgești? Nu mai fi, nu va fi doar A și B. Deci planul este făcut și în funcție de anul de copiii care sunt pentru anul următor. Cum aveți și ce la cine a venit? Stima pe doamne, stima pe doamne, eu nu vreau să vă contrazic. Dar acolo la școli, unde este personalitate juridică, să are în vedere ca să aibă dispensar, să aibă farmacie, să aibă... Așa că nu are personalitate juridică, să treci cu mine în Iisus. Și șase mici la acolo. Are, are, stima. Dar haideți să nu-i ducem în ea, dar are nicio legătură ca... Dar sunt, gândiți-vă că sunt școli în localități care nu au medii de familie de câțiva ani. Deci înseamnă și sunt mai multe școli care au personalitate juridică. Nu înseamnă că dacă nu este medii de familie, iar eu vă spun, dacă ține și e corect și primim și avizul inspectorat și spune că personalitatea așteptă să fie la școli, vom face toate demersurile în sistemul ăsta. Atât să se înțeleagă că așteptăm răspunsul inspectoratului în privința situației. Copiii o să facă clase, cum am zis, în, și în sistemul de după amiază. Deci, nu, eu de la domnul director de la Vorgești am primit și eu mesaj, ca să spun ședința, nu am adus la cunoștință, deci ceva ce am zis și în ședința respectivă. Și de aceea, dacă vreți, eu vă citesc ce mi-a trimis domnul director, dar e tot ce s-a discutat și în ședința respectivă. Dar cu ce acum legea, spune că unde vrea părintele să-l înscrie, acolo, dar nu mai citesc acum acolo în cine, unde vrea părintele să-l înscrie. Eu zic că chiar mai are loc să discutăm, până nu avem un răspuns clar de la inspectorat, chiar nu are loc. Întâi vedem că legea cum este și venim aici numai spre aprobare. Așa, unul cu o idee, unul cu o idee, ce nu, facem? Nu, să zic că a fost ceva, dar s-a lămurit. Și să se înțeleagă că domnul Lilă nu este împotriva școala să o dă să aibă personalitate juridică. Sau să aducă elevii. Le aducă. Gata, vorbesc eu sau ați vorbit. Gata. Domnul Lilă. Are cuvântul domnul Lilă. Domnilor, apropo la... Și a spus domnul Lilă că școala Sohotur are mai mulți elevi. Într-adevăr, are mai mulți elevi. Dar asta, după votul nostru, care eu am votat, ca să fie personalitate juridică și biroul la Sohotur, da? Pentru că scopii mai mulți. Deci, este organizare ministerială, este organizare la inspectorat și organizare locală. Păi dacă e locală, așa, ultima la noi, da. Domnul Butar, uite, dar te rog, Olea. Dar ne-a dat răspuns, la mă 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 deci, organizare locală. Dacă suntem o organizație locală, deci putem da peste cap și deci și putem noi face, putem face până o organizare ministerială vine la județ, la inspectorat, inspectoratul trebuie la noi. Ei, noi trebuie să ne organizăm între noi aici. Domnul Dudulică, acum, 20 de ani nu se vrea să avem mai personalitate. E, bine, o să avem. Până la urma urmii, să vorbim și drept. Școala de la Sohotur, școala de la Sohotur încă nu are o autorizație de funcționare. Da, deci noi am votat că trebuie personal, dar nu are o autorizație de funcționare. Deci nu are, nu avem
lumina trasă cu trei faze, cât trebuie să meargă toate calculatoarele, să meargă. Nu avem. Deci nu e dată în folosință. N-are autorizație de funcționare. Deci, noi am votat că trebuie să fie asta când o să fie. Și personalitatea juridică. Altă problemă, aș ruga-o pe doamna ca să... Cu banii care sunt în ieșenie. Care-i problema că ați luat-o? Duceți copiii la școala veche. Care? Să văd ce faceți. Deci, bine, ce, domnul Dulescu, mai ai ceva? Legătură cu terenul de sport, eu vreau să spuneți. Doamna primar, lăsați să spun ceva cu terenul de sport. Copilor, dacă pur și simplu pentru că va ridica mingea la fileu că nu are autorizație încă școala, că nu e recepția finală, e rușinos din partea noastră să vă folosiți de asta. Păi că nu sunt altele și afectează comunitatea. Nu spun nimic. Doamna Atena, lucrul ăsta se știe de un an jumătate, de doi ani, când ați dat drumul așa la școală. Adică nu e ceva nou, adică nu s-a aflat o noutate. Da, și nu că domnul dar nu să merg eu acolo. Domnul Dodonica, ai ce propuneri, băi? Mai am cu un terenul de sport la Soodor să se urgenteze cât mai degrabă, că e și vremea bună acum. Să facă gard, să facă ce trebuie acolo, să ne amenajeze, pentru că profesorii de sport care sunt la Soodor și învățătorii are ore de sport, dar unde duci? Că eu nu văd nici o oră de sport să le ducă să facă o gimnastică, să facă, mă rog, o ischipiție care le are în prins acolo. Păi da, domnul Gutnaru să nu ridică. Deci zici că ischipiție face vreo. Păi da, nu ischipiție. Bine am reținut. Are cuvântul domnul Băurici. Tocmai aici a punctat domnul Visecaru. Era vorba despre podul ăla de la Nicăilă, care este rupt. A punctat foarte bine domnul consilier. Da. L-am văzut și o să luăm măsuri acolo la domnul Băurici. Atât, da? Bine, are cuvântul domnul Băurici. Mulțumesc. Am aprobat luna trecută acel proiect cu Pășunea. Vreau să întreb. Chiar nu se poate găsi o soluție ca toți cetățenii, toți fermierii din comună să beneficieze de Pășune? Că, știți situația, o știm foarte bine cu toții. Aveți o obligație electorală față de cea cu șantone, dar hai să respectăm noi. Dacă mergem cu demersuri și alea trebuie făcute, de ce mă întrebați dacă găsim altă posibilitate? Veniți dumneavoastră cu propunere peste lege. Știți foarte bine. Veniți peste lege. Am avut cazul cetățeanului de la Răcătău, care a recunoscut că n-a mai semnat contractul. Nu, ați spus să trecem cu ceva, să nu facem procedura, să dăm Pășune la toți. Că îmi spune să dăm Pășune la toți, e să trecem de procedura de licitație. Aveți Pășune disponibilă și nu o poate să licitați. Veniți cu articol din lege care permite să nu facem licitație, doar să vă dărăsiem. Cetățenii care au Pășune și nu mai au numărul de aniversare, ați verificat? Da, la noi s-a cerut în fiecare an, se cere. Vreți să fie situația? Am zis, obligația dumneavoastră egală nu înseamnă că ne obligă pe noi să facem niște demersuri. Nu am nicio obligație, pur și simplu la dumneavoastră o răzbunare pe un anumit. Dacă ar fi fost răzbunare, se vedea prin acea hotărâre de vindecere mucare. S-a văzut clar că am procedat corect. Știu că de plângeri. Vreți să vă spun că s-au făcut? Haideți să vă zic acum. Știți când a fost curtea de conturi, a fost cercetat toate lucrările. Acum iar a venit de la parchet să ne cerceteze la plângerea domnului Dămoc. Ca să știți, astea sunt... Noi o să dăm răspuns. Asta e situația. Nu ne e frică că sunt corect făcute, verificate. Dar să știți că cine spune că noi suntem răi, nu, sunt plângeri peste plângeri penale, stăm și dăm documente. Și apoi la toate până acum s-a zis că sunt în regulă lucrările. Da. Ca să știți cu cine ocupăm timpul. Aici mai avem. Da, mai am o întrebare referitor la podul ăsta de care s-a vorbit. Mai e în garanție lucrarea? Care e podul? Ăsta de la care este ca. La galerie, care spune da. Având în vedere că e din 2020, din noiembrie sau decembrie, presupun, nu am acum contractul și vă dați seama că nu pot să rețin toate termenele din contract pentru fiecare lucrare, dar presupun că nu, prea e garanție de 36 și dacă era de 36, e expirat. Pentru că vă aduceți aminte cum a fost făcută lucrarea asta. Iar, ziceți dumneavoastră că n-a fost în regulă. A fost în regulă. Arată rău lucrarea faptul că a fost urmit acolo, dar restul nu i-a fost bun podul, domnul. Păi da, cineva nu că s-a stricat că n-a fost lucrarea pe executat. Nu știu dacă a dat cineva, că e chiar lăsat drumul acolo. Și pentru modul, și la
atunci când s-a turnat, a fost cetățenca, știu că nu s-a pus decât o simplă plasă de Buzău, adică nu s-a pus nimic acolo. Trebuie să verificăm, domnul Dămoc, dacă mai ai garanții. Să mai întreb când încep lucrările de la podul peste Părău Recătău. Imediat, cum e timpul cu el, sper că a semnat contractul domnului. Nu, urmează săptămâna viitoare, cred, mai ca sigur, strămează, desemnează și fără, dar să încep. Pe lucrarea aia trebuie să fiți sigur cam, că se va face. Cam atât? Mai aveți ceva? Măcar un pod la 4 ani. E bun, nu că s-a mai făcut urmă. Măcar părerea dumneavoastră nu mă interesează. Da, mai aveți ceva, domnule. Fiecare pe imatru cu timp spus. Dar să nu începeți acum școală. Nu, afară de școală. Gata, afară de școală. Nu spunem nimic despre școală. Ce s-a Am fost 3 ani de zile aici consilier. Am probat toate proiectele pentru satul Răcătău, pentru satul Recea, pentru satul Orgeș. Pentru satul Săodor nu s-a făcut nimic. S-a făcut o școală care a fost făcută de nu știu de când începută. Anul ăsta nu vrem ca să nu se înceapă terenul de sport. Nu ni s-a dat un răspuns de la doamna când va începe lucrarea. Când, domnule, dar când trebuia să înceapă, că e vremea bună. Domnule, dacă zici gata actele, domnule. Dar când durează, domnule, niște acte la notarul? De atâtea, de un an de zile le țineți cu ele. Dar dumneata vei să merg eu un pușcărit. Dar nu, domnule, un an de zile le țineți așa. Dumneata să ne scap de prostul de mine, nu? Am multe alte lucruri care nu s-au făcut nimic la sport. Nu s-a făcut nimic. Nu s-au făcut. Acum, când vor fi ceva, nu mai am nimeni pentru satele alea. Știi ce nu s-au făcut în Zăudor bine? Ce s-a făcut bine? Nu, l-ați lăsat pe locul voi. S-a făcut cu noi, domnule, care dumneavoastră îl împrășteați în tot Zăudor. Ăla s-a făcut cel mai bine. Ăla cel mai bine l-a făcut dumneavoastră. Lăsați doar oamenii să vorbească. Domnul consilier, cele mai multe investiții... Dar nu pot să vă spunem voastră când ne putem ședința. Cele mai multe lucruri... Dar nu pot să vă spunem când ne putem ședința. Cu lumina s-a făcut. Cu lumina s-a făcut. Cele mai multe investiții s-a făcut cu lumina. Nu s-a făcut nimic în Zăudor. Dar școala e făcută de mult. Nici acum nu vezi că nici acolo e încheiată? Dar trebuie să o finalizăm. Declar închise în ședință. Mulțumesc pentru că ați stat.